Nu toți nativii din zodiac sunt atât de norocoși ca atunci când se îndrăgostesc să rămână o viață lângă persoana iubită și să-și facă multe planuri de viitor. Ei bine, o zodie din horoscop are cununiile legate. Acest nativ nu-și găsește fericirea niciodată și mereu suferă pe plan sentimental. Astrologii sunt de părere că o singură zodie din horoscop este predispusă la a avea cununiile legate. Cu toate acestea, nu este o regulă generală, căci, bineînțeles, pot apărea și excepții, însă celor mai multe persoane le este foarte greu să se căsătorească. Acest nativ nu își va găsi fericirea niciodată. Iată despre ce zodie este vorba. Zodia Fecioară este nativul care are cununiile legate. Acești nativi de pământ au de fiecare dată ghinion pe plan sentimental, în special în momentele în care se gândesc că este momentul să se căsătorească și să meargă la pasul următor în relație. De fiecare dată va interveni ceva sau poate un aspect îi va face să se răzgândească în ceea ce privește căsătoria. În momentul în care vor să treacă la pașii următori în relație, fecioarele încep să se certe cu partenerii lor și astfel ajung să se distanțeze. Acești nativi sunt meticuloși și foarte atenți mereu la ce este în jurul lor și acest lucru îi face să aducă dificultăți și supărări partenerilor. În general, în momentele în care fecioarele au parte de o ceartă mai aprinsă sau de o discuție în contradictoriu, ele preferă să se distanțeze de partener și să îl abandoneze sau mai degrabă să intre foarte repede într-o altă relație. Acești nativi sunt mereu pe distracție, dar și pe aventuri de o noapte, iar lor le place să fie de fiecare dată în centrul atenției. Astfel, ei găsesc motive de despărțire și nu se pot căsători. Cert este că au cununiile legate și nu vor ajunge niciodată să aibă parte de fericire deplină în viață. Relatează spynews.ro.